Acțiune! Măi, măi, iubire, mie mi se pare gădunul de vindecat, de bălăie, de gelozie, băgăruai dugul, de îndințe, paranoidele, joc! Bravo, scăsare! Să vede că ai citit și tu din caietele lui Teo. Exact așa se numește și n-are vindecare, n-are leac, deci Casane, run for your life. Mă, dragi, ce? Și pe venit cine... Bună ziua! Mă scuzați, nu cumpăram nimic, la revedere! Nu vă nimic. Sunt de partea primăriei cu programul de prevenire a dezastrelor după cutremur. Așa. Adică mai exact, a urmărilor grave ale acestuia. A, și ce legătură are chestia asta cu casa noastră, că asta e mai construită, nici măcar n-are bulina roșie. Hai, vă rog frumos, lăsați-ne că avem treabă. Nu e așa de simplu. Vedeți? Eu reprezint autoritatea locală. Reprezintă autoritatea locală domnul Bubăză. Că asta e singura autoritate în orașul ăsta. Ce vrea domnul de data asta? Vrește bani, nu? Ca de fiecare dată. Ce vrea să-și facă statuie de naia de 1 milion de euro? O, domnul, chiar nu vă e rușine? Cheltuiți banii publici pentru toate tâmpenile, pentru concerte și aranjamente florale și adevăratele lucrări de interes public le sistați de la buget. Nu îl reprezint pe dânsul personal, ci instituția. Eu sunt inițiatoarea acestui program de prevenire a dezastrelor după cutremur. E copilul meu de suflet și nu renunț la el nici noaptea. Așa că... Pentru evitarea oricărui dezastru, ieși afară din casă și ia și copilajul de suflet. Că aici am eu felinat, da? Hai, grele poteca! Nu vreau să mă forțez, dar legea spune că... Legea spune că avem deja un dezastru în casă și nu mai avem nevoie de încă unul. Ieși, pupană, ieși! Na, nu mai zici nimic, ieși afară! Hai, pa, la revedere! Ați de grigă venit de la mine de gază. De unde de acasă? De la gazelul ăla. Măi, du-ți unde-mi zic gazelul ăla? Te minaret? Da. Da, deci popo să ia la? Acține! Cine e? Alo, alo, cu treabă! Ieșiți-ne de așa, mă postiți-vă! De unde vii femeie la ora asta? De unde vii la ora asta? Pe unde ai umblat? Hai mânuțele în aer, bate-ți dă-ți gumine la gonger. Popoză, tu crezi că poți permite să vii aici și să te răgnești distrugându-ne somnul? Da, și am tot dreptul. Conform convențiilor semnate, sunteți de acord să vă implicați în acțiuni de prevenire a cutremurilor oricând e necesar. Adică atunci când am eu chef. Auzi, Cucana, dar noi am semnat adevărat chestiile alea, dar pentru exerciții ziua, nu și noaptea. Ba și noaptea, că cutremure, virgulă, cum ar zice domnul Popoză, sunt și noaptea. Uite, scrie aici negru pe alb. Da. Și a semnat toți. Ia uite, mă, pentru cine a semnat ăsta? Pentru dumneavoastră a semnat soțul. Nu știu pentru eu, da? Că de ce ești mai deștept, tu prostule. Și acum ce facem?